Bună seara, dragii mei, sunt Tarotella, emisiunea Tarotella pe care n-am mai continuat-o de câteva săptămâni din niște motive personale de sănătate. Aș vrea să o continui de asta dată cu o prezentare generală și sper să vă placă o paralelă între vibrația anului care tocmai se încheie și vibrația anului viitor. Pentru asta îmi pregătesc două seturi de cărți, ca să înțelegeți exact despre ce voi vorbi. Să zicem că e o lecție de tarot? Nu o să ai. Deși toate prezentările sunt lecții de tarot într-un fel sau altul. Ia uite sistemul interesant. Sistemul corupt ne pune în așteptare și ne obligă să creăm blocaje, să ne baricadăm. Trebuie să învățăm să ținem la principiile noastre pe de-o parte sau să punem în discuție chestiuni care țin de casă, casa patra, de bani, de stabilitate. Sunt de deschiși, că sunt 2 de 7, să mergem către o transformare spirituală sau rămânem în această obsesie a stabilității. Împăratul și diavolul. Interesant. Interesant și cărțile astea și vreau să le folosesc pentru anul acesta. Hai să vedem. În primul și în primul rând. De fapt, nu mai amestec. Vreau să caut două cărți care reprezintă, de fapt, vibrația anului 2020. Și o să vedeți exact. Pentru asta mai îmi trebuie, interesant, mai îmi trebuie o carte. Ce bine să ai mai multe seturi. Ok. Mai îmi trebuie o carte. Haideți să-l înțelegem. Pentru că dacă îl înțelegem, corect, asta... Bine, vedem. Dacă îl înțelegem corect, ne înțelegem și pe noi, evident. Imediat așteptați, învățați să așteptați, pentru că unul este foarte important. Așteptarea. Cum o așteptați, ok? Cum așteptați? În plictiseală, în teamă, în plănuire de viitor. Interesant. Ia uite, iar apare diavolul. Mama lui de diavol. Acum, iar așteptăm, pentru că e frumos. Așteptăm, sperăm la mai bine. Hai, uite pe unde să mă oprești. Imediat, dragii mei. Hai
Nu m-am simțit bine zilele astea. Dacă mă simțeam bine, zău, că veneam în fața voastră. Ce îmi scapă? De ce nu găsesc cartea? Ceva îmi scapă. Oare de ce? Mai căutăm. Mai căutăm. Dacă vreți să săriți peste, săriți. Între timp am urmărit și voi ce cărți păsar în mod special. În față. În atenție. Ca să vă puteți înțelege. Unde ești? Ce te caut? Eu nu zic încă. Ok. Ce scapă? Unde ești tu? Așa, ok. Era lângă Marea Preoteasă, era ascuns. Ok, ok. Deci, frumoșii mei? Frumoșii mei. Aici. Vedeți? Ok. Anul 2020, anul 2021. Explicații. Vreau să vin cu altfel de prezentare, ca să înțelegeți. Dragii mei, ce înseamnă 20? 20, da? Sau, în fine, numărul 20, da? Vibrația anului pe care tocmai îl încheiem. Anul următor avem 20 și 21. Și mai interesant. Haideți, totuși, ca să mă înțelegeți unde vreau să ajung, să luăm și vibrația anului 2019. O, ce bine că n-ai mai multe seturi de cărți. Să-mi place. Și știți de ce? Pentru că e o carte foarte interesantă aici. Și nu fi întâmplător că tocmai... Când vorbim de 2019... Da... 20... Frumoșilor, frumoșilor. Deci, ca să facem etalarea mai interesantă, o să iau totuși aceste floricele, să le pun deoparte și o să discutăm un pic. 2020. Judecata de două ori. Judecata care a început de când am început această serie de ani, 2000 de fapt, de la 2000. De la 2000 tot avem de judecat, de renăscut, de transformat, de ascultat ceva. Ce, dragii mei? Ce? Pentru că este evident de ascultat vocea interioară, de ascultat îngerii acum. Cine în stare să asculte îngerii? Îngerii care, da, vor trâmbița suficient de tare să ne zdruncine viața și să ne trezească la realitate, care urlă din trâmbițe, dar la început doar au șoptit, că așa fac îngerii, că așa face intuiția.
Și pentru cei care n-au auzit și tot șoaptele care au fost de la din 2000 încoa, trâmbița a început să sune din ce în ce mai tare. Să nu uităm că anul trecut, în 2019, au fost niște evenimente remarcabile. A ars o catedrală. Catedrală Notre-Dame. S-a discutat despre simbolistica acestui eveniment, despre războiul spiritual în care ne aflăm de ceva timp, cel puțin din 2000, cel puțin. Și dacă anul trecut a venit judecata alături de soare, soare ce înseamnă speranță că vom judeca bine, speranță că vom învia către mai bine, să nu uităm că soarele înseamnă și ego. Și aici era trezirea egoului, ego death, moartea egoului și trezirea lui la o nouă manifestare. A masculinului este o carte superbă, ia să vedem, o vedeți? A masculinului și a divinului în uniune. Știți bine că în ultima vreme au început să se întâlnească masculinul divin cu femininul divin, mai ales prin 2019 s-au creat căi, posibilități și anul acesta și urmează în anul care vine să se încheie, după cum vedeți, 2020-2021, să se încheie o nouă lume și să înceapă o altă, că tot am discutat ce înseamnă lumea. Și nu doar asta. Dacă anul acesta avem de două ori, dragii mei, această judecată, această moarte și renaștere personală și colectivă, și chiar dacă ar fi personală, unii, să zicem, mai norocoși sau poate cei care s-au trezit înainte, prin 2019-2000, da? N-au fost zdruncinați, pentru că sunt două judecăți în acest an care tocmai se încheie. N-au fost zdruncinați din temelia temeliilor. Pentru cei care n-au fost zdruncinați și au ales și vor alege corect o direcție nouă și o direcție spirituală, sau în care se manifestă acest masculin și feminin care a început să intre în uniune, în noi înșine și în cuplurile pe care le formăm, pentru aceea să zicem că 2021 va fi mai bun. Pentru cei care n-au înțeles încă cine urlă, cine trâmbițează, cele șapte trâmbițe, ce înseamnă? Ce înseamnă? Este o salvare, da? Este o salvare. Trezirea aceasta, judecata aceasta trebuie să ne salveze pe noi personal. ADN-ul, ca să vorbim personal din punct de vedere celular, energetic, nu doar a relațiilor pe care le experimentăm, ca să putem manifesta o renaștere colectivă. Și aici nu vorbesc de politică pentru că nu vreau să discutăm politică. Vorbesc despre acest soare din 2019-19, care e interesant în acest set de cărți. Să uitați cum scriu, că se pare că unii care fac cărți prin străinătate nici nu știu să scrie cărțile, literele latine, dar nu contează. Coincidență sau nu. Este un 10 și un 8. Nu, cât de 9, nu. De fapt e 19, dar cum l-au făcut 19, l-au făcut cu 10, 5 și 4. 4 de 1. Cei care știți o leacă de numerologie, puteți să vă interpretați acest soare. Da? Un ciclu 10, 5 de schimbări și 4 de 1. 1 ce înseamnă? Înseamnă lucruri noi, dar înseamnă și egoul, înseamnă ființa noastră, ființa noastră de 4 ori, da? 4 de, în cele 4 dimensiuni, interesant cum vine mesajul, în cele 4 dimensiuni ale sale, ființa 5, ființa umană a trebuit să se schimbe 5. Din 1, egoul care în general se manifesta până acum, în ce? În masculin și feminin.
Și avem aici un templu. Trebuie să construim, să învățăm, măcar dacă n-ați învățat, să învățăm acum, în această perioadă, să reconstruim templul divin din noi, în relațiile cu cei speciali, cu cei meniți, și apoi să-l împărtășim, că trebuie să-l împărtășești la nivel colectiv. Anul viitor, eu zic că va fi la fel de intens, pentru că nu este ușoară nici lumea. Da, lumea totuși e o carte pozitivă, dar până la a manifesta cei mai pozitiv, după cum vedeți, trebuie să trecem prin moarte și reînviere. De câte ori am trecut și trecem și trecem și trecem. Anul care a fost, pentru cei care nu și-au făcut temele din 2000 încoa, sau au amânat, sau au tolerat, pentru că să nu uităm, judecata înseamnă și împăcare, înseamnă să judecăm corect binele și rău într-o relație, în relația noastră cu noi înșine, și să acționăm ca atare. Relațiile, afară de relația cu noi, relațiile cu cei apropiați au fost profund puse în discuție. Și dacă unii au mai dat șanse trecutului, vom vedea în anul care vine dacă aceste șanse au meritat sau vor fi încheiate definitiv, pentru că lumea înseamnă încheiere finală definitivă. De-aia am zis, aveți mare grijă cum judecați, cum gândiți, dar gândirea aceasta, dragii mei, trebuie să fie în concordanță cu ființa divină, masculinul divin și feminin, sau femininul divin, da? Și creatorul și cei care sunt în jurul nostru, pentru că alt mesaj care vine tocmai acum. Acești îngeri, pe lângă faptul că reprezintă îngerii Apocalipsei, și știu foarte bine ce zic când vorbesc despre ei, pe lângă acest lucru, acești îngeri reprezintă și îngerii care ne protejează. Și atunci, ei sunt la lucru de mult timp. Puteți să vă jucați și voi dacă aveți un set de cărți, sau dacă nu faceți pe hârtie, de la din 2020 și 01, 2002, până încoa, cât ați avut, cât am avut cu toții de transformat și de ascultat fiecare capitol, casă, sau fiecare pagină, ca să putem încheia în anul care vine acest capitol. Și am reușit să transformăm tot? Pentru că va trebui să transformăm și să începem o nouă lume. Să renaște. Pentru că renașterea de-abia la anul începe să se manifeste într-o formă sau alta. Și să renaștem cum, dragii mei? Coi goluți. Eliberați de ego, varianta sa negativă. Eliberați de judecata aceea extrem de rațională. În concordanță, nou născuți, în concordanță cu vibrația care tot sună la trezire. Lumea, evident, reprezintă și o transformare, nu doar de grup, de întreaga planetă. Lumea înseamnă lumea, planeta în sine. Pentru că colectivul înseamnă un grup, da? Lumea înseamnă întregul grup de pământeni. Întreaga planetă. Deși, când vorbesc de planetă, nu mă refer doar la pământeni, mă refer și la toate ființele care sunt aici și așteaptă ca noi să judecăm corect, ca noi să renaștem, ca noi să fim în stare să salvăm, eu cruce, planeta. Să salvăm planeta. Și să
Învățăm. Interesant ce mesaj vine. Cu acest cerc în jurul nostru să învățăm să protejăm planeta. Să învățăm să ne protejăm pe noi, pentru că uneori tendința umană egotică și lecția cu corona a fost foarte dură. Uneori avem tendința să... Știu că unii o să contestați, dar aș vrea să vă gândiți bine la ceea ce spun. Avem tendința să mergem prea ușor în fața lumii și să împărtășim orice oricum, să avem relații de lungă durată, să vorbim vrute și nevrute, să ne pupăm cu toată lumea, să îmbrățișăm pe toată lumea, să la 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 la, unii, nu toată. Ei, acest mesaj vine pentru cei care au această tendință de a socializa, că lumea înseamnă și socializare. Cum socializăm? În ce condiții socializăm? Trebuie să învățăm să ne protejăm. Coroana asta, corona, ne învață, printre altele, lecția autoprotecției în relațiile cu noi, în relațiile cu cei apropiați, în relație cu societatea și cu lumea în care trăim. Nu tot ce zboară se mănâncă. Sper că înțelegeți mesajul. Sper din tot sufletul să înțelegeți. Haideți să vă... Acum. Pentru că în această lume avem totuși patru dimensiuni și a cincea se naște. Un nou om, da? Se naște. Ce trebuie renăscut? Renăscut. Lăsat în urmă sau reformulat? Ego-ul uman. Felul în care, cum am zis, socializăm vărsătorul depinde. Vărsătorul, ca orice altă zodie, are bune și rele. Nu este perfect. Nu este obligatoriu să răsturnăm orice dacă nu știm ce punem în loc. Asta e lecția lui Uranus. Nu putem să fim tot timpul detașați pentru că ne îndepărtăm. A, aici vreau să arăt la vărsător și arătăm la scorpion. Interesant, da? Pentru că trebuie să împărtășim și cu aproapele nostru anumite lucruri. Nu putem să fim nici prea mult în noi, nici prea detașați, nici prea obsedați de material, de senzualitate, de nevoile materiale, dar de taur, nici prea obsedați de partea sexuală, de bani, de lucrurile oculte, că iar dăm în alte direcții, să zic, întunecoase, cum are tendința scorpionul. Aici e vultur. Dar ce frumos la scorpion, că în această carte este reprezentat de vultur, deci vulturul se ridică. Omenirea, noi, trebuie să ne ridicăm din această moarte a scorpionului specific, casia 8-a, da? Se ridică deasupra, până la nori. Are aripi. Noi trebuie să învățăm să avem aripi, dragii mei. Și ar fi iar foarte multe de spus ce înseamnă să ai aripi. Poate cândva o să vă împărtășesc că am avut o meditație odată. Și frumos ar fi să mă împărtășiți și voi, cei care aveți obicei să faceți meditații. Ce animal totem v-a apărut în timpul meditației și ce știți că vă protejează și vă reprezintă? Apropo de aripi, mie mi-a apărut uriul. Și știu sigur că în momentul în care văd ulii, am evenimente pozitive în viață. În fine, ideea este că trebuie să învățăm să zburăm. Fără... De ce personajul e gol? Fără aparențe. Să renunțăm la aparențe. Evident, nu putem umbla dezgoliți. Și uneori nici nu-i bine, de-aia trebuie să avem și cercul protector. Ca să fim autentici, trebuie să ne păstrăm o doză de protecție, dragii mei. Sunt multe de spus. Poate cândva o să vă mai vorbesc despre una alta. Deci, 2020, 2021, 2019. Ego-ul uman a început să se dărâme.
ca să renască într-o nouă forță, într-o nouă dimensiune, într-o nouă direcție. Haideți să vedem acum, să facem un joc. Alegem. Vă alegeți. Steaua sau medalionul? Ia-i, vedeți? Deci, prima variantă, steaua, a doua, medalionul. Cei care ați experimentat în 2020 steaua, ce vă arată cărțile? Ia uite! Semn de pământ, clarificat de, tot de pământ. Cei care ați ales steaua în 2020, ați experimentat situații care țin de familie, de tradiții, de investiții financiare. Ați așteptat eventual, ați învățat să vă restructurați afacerile, viața de familie, posesiunile, socială, viața socială și profesională. A fost 7 și cu 1, 8. Înseamnă transformare, a fost transformată, chemată la transformare. Poate unii a trebuit să renunțați la un job și să așteptați într-o nouă direcție. A trebuit să... Cei care ați ales steaua. Și interesant că e aceeași stea pentagramă din monezi. Unii dintre voi a trebuit să vă transformați, repet, viața profesională și familială, pentru că regele de monede este familie convins. Poate ați avut de-a face cu cineva în semn de pământ și ați trecut prin asemenea transformări. O să vedem răspunsul în 2021. Cei care ați ales medalionul. Îl vedeți? Ce a trebuit să experimentați în 2020? Sunteți de steaua. Frumos. Și încă o carte. Clarifică steaua. Clarifică steaua. Interesant. La capătul setului, lupta egourilor, lupta pentru putere. Cei care ați ales medalionul în 2020, a trebuit să transformați o relație cu un vărsător sau cu o balanță pe scurt. Sau o relație oficială care ați crezut că vă este predestinată, dar nu pentru că ați transformat-o. Unii dintre voi ați încercat să vă separați de un vărsător. Ați sperat într-o balanță. Ați tot sperat, ați tot încercat să vindecați o relație cu cineva cu care ați fost căsătoriți. Ați tot sperat. Ați crezut că este destinul vostru. Dar se pare că acest lucru a trebuit transformat. Și ce interesant că aceleași cărți vorbesc și altfel. Cum ați transformat? V-ați găsit justiția divină separându-vă ca să vă creați un nou destin. Separându-vă ca să vă echilibrați emoțional, să vă înțelegeți, să vă pregătiți pentru o nouă, nou destin, o nouă lume, o nouă viață. Credința v-a fost pusă la încercare. Multe nedreptăți pe care le-ați trecut, le-ați trăit mai ales în 2020, v-au pus la încercare credința, speranța, sănătatea, pentru că înseamnă și vindecare. Dar, haideți să vedem acum ce va experimenta primul grup și ce va experimenta al doilea. Am picat, ia uite.
Primul grup a avut, ia uite, dezamăgire în dragoste, alegeri importante în dragoste. Totuși. E bine că a venit așa. Renunțați la aceste griji pentru bani, renunțați la grija pentru stabilitate. Totuși, mai amestec. Ce va experimenta numărul 1? Încă o carte explică. Ia uite, moartea, transformare și oh, ce frumos! În momentul în care reușiți să înțelegeți de ce au fost aceste blocaje, clar că aici sunt blocaje, da? În momentul în care veți rămâne în picioare, în pofida acestor transformări financiare, da? De casă, de principiu, de tradiții, și veți învăța să vă transformați grădina interioară în această perioadă, în această perioadă de blocaje, în 2019 veți fi apt să stați în picioare, chiar dacă veți fi suferit, pentru că apare moartea, renașterea aceasta foarte intensă, urmată de magician și de asul de cupe. Eu simt că acestea sunt vești, că într-adevăr veți începe să manifestați, să manifestați o nouă dragoste în viața voastră, dacă v-ați separat de cineva, tradiții, familie. Eventual, o nouă dragoste față de voi. Clarificăm 9 de băte. Ia uite, 8 de băte, veți comunica la distanță cu cineva. Clarificăm 9 de băte. Asta? 4 de spade. 4 de spade înseamnă iar o stare de însingurare necesară vindecării ca să puteți renaște, să puteți să vă ridicați cu adevărul în mână. Am văzut și 3 de spade, da? Au fost niște dezamăgiri pentru unii dintre voi. 4 iar e casa 4-a a căsniciei, a relației cu familia, cu mama, cu soțul. Aveți aici de vindecat, dar veți vindeca amândouă. Arată că veți sta în picioare, amândouă arată că veți învăța această conexiune cu spiritualitatea, cu îngerii. Mai dăm o carte, totuși. Da, veți manifesta ceva nou. Valetul de băte. Clarificăm. 4 de spate. În 2021. Sunt multe. Cu răbdare. Asta e, cu răbdare. O nouă strategie. Cum să ia? Iar apare 7. Cu multă răbdare. Cu multă răbdare. Veți învăța, dragii mei, să nu vă mai mințiți. Aici aveți voi de vindecat ceva. Pentru că este mincinosul. Să nu vă mai mințiți în relații, în joburile pe care le alegeți, în așa zisa stabilitate pe care vreo creați. Veți învăța să gândiți strategic cum să vă apărați, cum să stați. Dar în primul și în primul rând, vă veți vindeca de o relație cu cineva care v-a mințit. Și să nu uit, sau de fapt să nu uit, să repet, veți învăța să nu vă mai mințiți în această intensă nevoie de stabilitate, de bani, de job. Ia uite, cu răbdare veți merge către destinul vostru. Faitonul. Cu răbdare. Apare a doua oară, de fapt a treia oară, că am mai văzut, da? În fața voastră am amestecat. Cu multă răbdare. 7. Veți învăța să construiți o nouă direcție care vă aduce mai aproape. Știți bine că de câte ori am zis, faetonul merge către destinul său, către stea. Veți merge către stea voastră.
în această nouă lume pe care o veți reconstrui cu mare grijă și înțelepciune. Cine știe când se va întâmpla asta? La jumatea anului, la sfârșitul anului, dar aici aveți deblocat pe cineva care v-a mințit, de vindecat de această persoană, eventual voi să nu vă mai mințiți. Mai ales dacă ați dat șanse, cum am zis mai devreme, cuiva să încercați să împăcați o relație. Mai dăm totuși o carte, că simt nevoia de încă o carte. Hai, ceva pozitiv. Deși am văzut magicianul și astfel de cupe. Ia uite, frumii, ce super mă bucur. Mergeți către stea. Ia uite, către împărăteasă, femininul, puf, cu multe sacrificii, dar veți merge și veți colabora cu energia feminină divină, veți vindeca această energie feminină, pentru că la început aveți o energie masculină foarte ancorată în 3D, foarte ancorată în 3D. Până la sfârșitul anului veți merge către destinul vostru o femeie, cel puțin femeie, bărbat, un personaj frumos, abundent, evoluat, generos, lângă care puteți să colaborați și lângă care puteți avea noi perspective. Frumos. Ok. Am vrut să folosesc alte cărți. Acum. Lăsăm așa. Pentru numărul 2. Ce aveți în 2021 de experimentat? Ia să vedem. 2021 ce are de experimentat? Cei care au ales numărul 2. Ia uite. Renunțați la regrete. La lacrimi, ați pierdut pe cineva. O fi căsătorie. Poate chiar ați pierdut pe cineva în 2020. Și dacă nu este 2020, cine știe când, aveți o pierdere la care trebuie să renunțați definitiv. Pentru unii au fost și trei cupe, un triunghi amoros în casă. Ați sperat că e bine și de fapt n-a fost bine, cum am zis mai devreme. Dar veți învăța să vindecați și să vă faceți justiție divină. Și cum? În primul și în primul rând, renunțați la lacrimi. Superb. Haideți să vedem. Clarificăm. Vă detașați. Vă detașați de apele tulburi astea, de regrete, de griji, de niște probleme în tribunal, de dezamăgiri. Și veți merge către vindecare. Ia uite, veți descoperi noi opțiuni. Clarificăm. 5 de cupe. Oh, ce frumos împărăteasă. Superb, în primul rând. Ăsta e destinul vostru. Ăsta este destinul vostru. Ce n-ați putut face lângă personajul de care v-ați separat, care ați sperat că va fi bine, veți putea face în anul care vine, prin voi înșivă, în primul rând. În primul rând, împărăteasa este energia feminină divină. Detașați-vă de lacrimi pentru că aveți un destin luminos. Și asta înseamnă, de fapt, justiția divină. Asta înseamnă justiția divină. Un destin luminos, o nouă lume, ca și femeie divină. Chiar dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți bărbați, vă veți găsi această femeie divină. Veți avea abundență pe toate planurile. Venus. Într-o vibrație foarte înaltă. Ia uite, turnul, într-un mod excepțional. Ia uite, o fericire superbă. Fericire superbă, da. Mai zic și o iure, da? Comunicare la distanță. Veți comunica cu cineva care va aduce această fericire. Dar ce-i frumos că e masculinul divin și femininul divin. Într-un mod neașteptat va apare această fericire. Într-un mod neașteptat. Vă veți trezi, pentru că amândouă înseamnă trezire, da? Uranus, trăsnet, dărâmare de situații, separări și trezire.
și bucuria maximă. Uite ce frumos! Și 10 de cupe să vă mai arăt? Mai clarific. N-aș mai vrea. Hai, totuși. Mai dăm o carte. Totuși. Clarificăm Marea Preoteasă. Nu e Marea Preoteasă. O fi în secret, o fi și Marea Preoteasă, această împărăteasă. Destinul vostru s-ar putea să include și dezvoltarea intuiției, calităților artistice sau personajul pe care îl întâlniți, calități artistice, intuitive, materne. Venus în varianta sa superioară, de zeiță, nu de obsedată de bani. Clarifică, mai dăm o carte pentru numărul 2. Colaborare. Ce frumos. Wow! Suflete perechi. Am zis că mergeți într-o nouă dimensiune. Într-o nouă dimensiune. Într-o nouă direcție. Vă veți găsi destinul. Sufletul. Ia uite ce frumos. Ce frumos. Și veți construi împreună. Veți construi împreună această relație de suflet. Sufletul vostru pereche. Și veți construi. Veți construi mai. Veți merge și veți crea în acest 2021 bazele, că e totuși 3 de monede, e o fundație, la o nouă catedrală, am vorbit de catedrală la începutul prezentării, catedrala voastră, templul vostru divin, masculin și feminin, da? Am văzut soarele mai devreme, aici este Marea, tot zi Marea Preoteasă este împărăteasă. Dar intuiția și Marea Preoteasă vă va arăta calea. Superb. 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 Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Da. Ne auzim la următoarele etalări. Vă pup. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și inimioare. Cât mai multe inimioare. Pupic.